Dacă în anul 2013 valoarea creditelor în valută contractate de români, atât persoane fizice cât și agenți economici, era de 1.167 de milioane de lei, în 2014 au crescut la 1.358 de milioane de lei. Pe de altă parte, împrumuturile în lei contractate de români au scăzut în 2014 față de anul anterior, respectiv de la 1.385 la 1.376 de milioane de lei. De asemenea, din statisticile publicate de BNR, reiese că persoanele fizice au tendința de a se împrumuta mai mult în moneda națională, iar agenții economici în valută. În schimb, restanțele la creditele în lei aproape s-au dublat față de valorile înregistrate de BNR în 2013. Pentru buzoieni, în 2014, creditele în valută s-au dovedit mai avantajoase decât cele în moneda națională. Este concluzia ce se desprinde după o simplă analiză a valorii împrumuturilor afișate pe site-ul Băncii Naționale Române. Creditele în valută s-au făcut în majoritate pentru achiziția de locuințe, moneda națională fiind preferată pentru creditele de consum. În același timp, împrumuturile rapide contractate prin intermediul instituțiilor financiare nebancare au luat amploare în județul nostru. Cei mai mulți care au apelat și apelează la astfel de credite sunt cetățeni care au nevoie urgentă de bani. Marea majoritate contractează un credit pentru nevoi personale. Nevoi personale, dacă e să le detaliem puțin, pentru a-și acoperi ratele în alte instituții financiare, bancare, nebancare, pentru a-și achita facturile, da, care sunt destul de consistente, zic eu așa, între ghilimele, vis-a-vis de perioada de iarnă, pentru sănătate, medicamentație și așa mai departe. Deci, în general, pentru nevoi personale. Sunt și o asemenea categorie de persoane care nu-și plătesc la timp datoriile, dar noi am făcut în așa fel să-i facem să conștientizeze că datoriile trebuie plătite întocmai și la timp. Procentul este emitit undeva la 50% aproximativ, dar și pe aceea, puțin câte puțin, am început să-i colectăm și să recuperăm din debitele restante. Totuși, într-o analiză publicată în ziarul Financiar, la finele lunii noiembrie 2014, Buzăul apare pe primul loc la egalitate cu Brăila în clasamentul județelor, care se situează aproape de echilibrul dintre volumul creditelor contractate și cel al depozitelor plasate de populație și companii.